Sute de oameni au luat lumină în timpul slujbei de înviere de la Patriarhia Română. Unii credincioși au stat până dimineață pentru a celebra învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Veniți, luați lumină! Veniți, luați lumină! Sute de credincioși ortodoxi au luat parte la slujba de înviere de la Catedrala Patriarhală din capitală oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Credincioșii au primit lumina sfântă adusă de la Ierusalim, simbolul învierii, al biruinței, vieții asupra morții și al luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. Potrivit obiceiului, lumânarea cu care s-a primit lumina sfântă trebuie păstrată tot anul pentru a o avea la îndemână și a o putea aprinde în caz de primejdie. Că știu că pe Iisus răstignit îl căutați, nu este aici, a înviat, precum a zis. Veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Într-o primă fază, slujba s-a ținut în afara bisericii, astfel încât mesajul slujbei să simbolizeze universalitatea lui. În fiecare an avem ocazia să renaștem și această lumină trebuie să fie privită ca fiind ceva ce să facă parte din viața noastră, nu doar un simbol pe care îl păstrăm cu multă grijă să ajungă în casele noastre. În primul rând, mă rog pentru sănătate, este foarte importantă. Cred că cu toți cei de aici așteptăm cu nerăbdare lumina învierii, deoarece este o reînviere pentru toți, este o ocazie de a ne purifica, de a ne naște prin lumina sfântă a lui Dumnezeu. Și cred că cu toți cei de aici încercăm să fim mai buni. După slujba de înviere a urmat oferirea Sfintei Împărtășanii pentru cei care au postit și s-au pregătit pentru ea, iar în Duminica Învierii va avea loc o a doua slujbă de înviere. Amen.